Bun găsit, prieteni! Vă propun astăzi un subiect delicat, pentru că este vorba de un aspect care ne poate crea probleme sau, mai curând, o muzică de fond care poate să ne perturbe în deciziile pe care le luăm, felul în care traversăm vremurile actuale. E vorba de luna neagră fixată în fecioară. Odată la 9 ani apare în acest semn. Tranzitul este destul de lung, 9 luni de zile, iar în vremurile astea, cu toate știrile și cu toate schimbările care au loc, poate să fie un pic mai complicat, pentru că fecioara, în general, este un semn al muncii subordonate sau al muncii foarte dedicate și al grijii pentru menținerea echilibrului, un echilibru ce simțim că ne scapă din mâini, pentru că nu depinde în totalitate de controlul nostru și atunci atât în plan personal cât și în plan colectiv, mai ales aspecte legate de muncă și de îngrijire, sănătate, pot fi foarte problematice pentru noi acum. Această muzică de fond este așa ca o doină, un cântec de jale și vă spun lucrurile astea ca să înțelegem împreună că până pe la începutul lui iulie anul următor, când stă luna neagră în fecioară, putem avea de multe ori sentimente de îngrijorare, uneori cu sens, cu cauză, alteori fără cauză, care ne pot perturba în sensul că ne fac mai anxioși, mai prăpăstioși, mai înclinați să cultivăm gânduri negative decât, eu știu, soluții, ieșiri, colaborări care ne-ar putea ajuta. Și trebuie să ținem cont că de multe ori senzațiile astea de îngrijorare, emoțiile negative pe care le avem, vin și de la acest tranzit, pe care trebuie să-l înțelegem, să-l conștientizăm că există această muzică de fond așa jeluită și că trebuie să-i facem față, indiferent care sunt provocările, dificultățile, care sunt, că sunt, dar cu, cum să spun, cu un spirit mai tonic un pic, să-i facem față, să înfrângem această lună neagră în fecioară. Sentimentul poate fi că suntem prea mici, că nu putem schimba nimic, că nu ține de noi, că lucrurile sunt prea mari, prea de anvergură, prea premeditate, prea planificate, că noi suntem o rotiță într-un sistem mare și că degeaba vedem noi altfel lucrurile, degeaba am face noi altfel lucrurile dacă acolo sus undeva nu se face sau că nu avem cu cine și că nu ne putem alia, asocia cu cei care pot face lucrurile sau schimba lucrurile bine. Atât în viața noastră privată sau mai ales în mica noastră colectivitate, în special cea profesională, dar poate fi vorba și de vecinătate și de oameni cu care noi în general interacționăm pentru a ne duce traiul, dar și în sistemul macro, în lucrurile, știrile, veștile pe care le auzim de pe planetă. Și ăsta este sentimentul, asta este muzica de fond. Deci, de multe ori, senzațiile astea că ceva se întâmplă, că ceva nu merge bine, poate chiar și visele pe care le avem sau imaginile, vizualizările pe care le avem au în general tendința să fie mult prăpăstioase, mult accentuate negativ, mult îngrijorătoare, mai mult decât celelalte aspecte pe care le fac planetele. Și de aceea spun că e bine să știm ca să nu le luăm atât de în serios sau să nu ne oprim la avea doar niște senzații că ceva nu e în regulă, ci să căutăm întotdeauna, în mod optimist și mod tonic, soluțiile. Pentru că luna neagră face și aspecte bune și aspecte tensionate care, de fapt, ne fac atenți la limita scăzută pe care o avem la vești rele și îngrijorări. Și trebuie să ne depășim această limită. Înaintașii noștri nu s-au menținut în viață și nu au avut progenituri pe care le-au crescut, ca dovadă faptul că suntem noi aici, dacă s-ar fi îngrijorat așa pentru orice lucru. Bacă vremea, bacă vremurile, bacă conducătorii și slavă Domnului au trecut prin multe dificultăți, nu mai vorbesc de cele două războaie pe care le-au prins bunicii noștri, străbunicii noștri pe care și noi am prins în viață. Și înainte de primul război mondial au fost lupte, s-a câștigat cu sânge, libertatea, unitatea și așa mai departe. Deci,
Dacă ar fi fost atât de ușor îngrijorabil, atât de fragil în fața deprimărilor sau a evenimentelor deprimante, al atacurilor, pierderilor, eșecurilor, opresiunilor, n-am fi fost aici. Deci trebuie să abordăm altfel orice fel de dificultate, să ne întărim, pentru că această lună neagră ne sesizează unde suntem noi prea fragili, unde cedăm, unde plecăm prea ușor capul sau prea ne umbrim inima, ne descurajăm, în loc să vedem lucid și adaptat și practic ce e de făcut. Pentru că viața, într-un fel, o putem aborda și ca pe un joc, care pe măsură ce noi depășim etapele, sigur că crește dificultatea jocului, pentru că suntem capabili, sau am dovedit că suntem capabili să trecem peste teste. Deci această lună neagră instalată din octombrie în Fecioară și rămâne aici până la începutul lui iulie, ne aduce tot felul de teste. Ea face o principală opoziție cu Saturn acum la final de an în această toamnă și din 2024, în primăvară, opoziție cu Neptun. Aceste două planete sunt importante, sunt grele și ne ajută să ne conectăm cu conștiința noastră. Adică, atunci când lucrurile nu merg și când într-adevăr simțim că poate nu depinde numai de noi ca ele să meargă bine, că poate noi le-am schimbat în bine, am găsit remedii, dar ce să vezi, nu depinde de noi. Aceste planete, Saturn și Neptun, ne îndeamnă să găsim mai multă înțelepciune și mai multă detașare. Ele sunt plasate în Pești, semnul cel mai detașat. Uneori, există și această experiență în viață de a asista neputincios, dar înțelept și lucid pentru a înțelege ce e de înțeles de acolo, la evenimente pe care nu le putem schimba. Pur și simplu suntem martori la ele. Mari, mici, personale, colective. Și uneori ni se dă această experiență de a vedea că ceva se întâmplă, dar de a nu putea contribui la schimbarea mersului lucrurilor. Saturn spune, fii înțelept, observă, învață, fii detașat, fii seren, echilibrat în fața acestor lucruri pe care nu le poți schimba și care s-au generat datorită unor forțe mai mari. Neptun spune, ancorează-te în ceva mai mare decât tine, într-o forță transpersonală, în Dumnezeu, în viață, în destin, în legile universale, ancorează-te și găsește ceva transpersonal în care să crezi, care îți expansionează conștiința fiind transpersonal. Trece de tine și neputințele tale, de situațiile dramatice, poate, pe care le vezi și îți descarcă o forță mai mare din acele lucruri mai mari în care tu te ancorezi. Pentru unii poate să fie Dumnezeu, pentru alții poate să fie Isus sau oricare altă figură mistică, pentru alții poate să fie viața, legile vieții, cosmosul, universul, steaua călăuzitoare, propriul destin, viața așa cum este ea. Dar trebuie să fie ceva mai mare decât noi. Această conectare cu ceva mai mare dintr-o dată ne dă acces la mai multă energie și putere. Poate că este ceva în închipuirea noastră. De acord? Numai că noi știm că acolo unde se duce atenția și intenția, acolo unde se duce gândul și mintea, poate modela realitatea, cel puțin realitatea noastră personală și imediată. Și se știe că există și vindecări atunci când mintea crede că se poate vindeca sau are încredere în corp că poate inventa soluții. Așa și acum, dacă ne ancorăm în ceva mai mare decât noi, dar convingător pentru noi, și de aceea trebuie să găsim acest mai mare al fiecăruia dintre noi. O altă energie, o altă conștiință se expandează, se extinde și ne aduce o putere mai mare și o inspirație mai mare de a trece prin dificultățile vieții.
Am spus că această lună neagră ne testează limitele. Cât de prăpăstioși suntem, cât de fricoși suntem, cât de neajutorați repede ne simțim în fața evenimentelor. Dar, pe de altă parte, formează și aspecte foarte constructive, mai ales în preajma anului nou și după anul nou, cu planetele din Taur, care sunt foarte practice. Și ele ce ne învață, în special aspectul bun pe care îl face luna neagră cu Uranus din Taur în primăvară. Să fim creativi și capabili să facem schimbări curajoase. Mai ales dacă simțim că anumite contexte din viața noastră nu ne mai plac sau devin toxice sau foarte limitatoare, relațiile cu colegii, locul de muncă, tipul de muncă pe care îl facem nu mai este satisfăcător, orașul în care stăm, condițiile de învățătură, de alimentare, diverse lucruri pe care le... sănătatea care ne poate fi consumată de stres sau de condițiile în care noi ne ducem traiul. Luna neagră, în aspect bun cu Uranus după anul nou, spune ia fă tu o schimbare îndrăzneață. Calculată, dar îndrăzneață. Bazându-te pe ce ai, bazându-te pe ce poți, bazându-te pe ajutoarele de lângă tine, bazându-te pe ce ai învățat, pe abilitățile pe care le ai, ce ai experimentat până acum și știi că poți face sau poți duce. Și ne poate veni ideea în primăvară multora dintre noi pe fondul ăsta. Simțim că ceva nu-i se potrivește, că ceva ne chinuiește, că ceva nu ne place, că ceva nu putem schimba, dar putem schimba în altă parte. Anumite lucruri nu le putem schimba, dar pe altele le putem schimba, mai ales cele care țin de viață personală, să zicem. Și ne vine gândul de a face o mutare foarte îndrăzneață, că unii schimbă serviciu, că alții își inventează un serviciu, că alții se mută cu casa, alții se mută din oraș. Alții își creează o cu totul altă filozofie de viață. Au, datorită acestor aspecte cu Saturn și cu Neptun, planete mari care fac accesul la conștiință, putem avea în aceste luni de iarnă și început de primăvară o altă viziune de viață. Ni se conturează, ni se downloadează și atunci și schimbările pot fi foarte îndrăznețe în această viziune care spune, dar stai că se poate, da, e îndrăzneț, e curajos, dar se poate. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte de unde vin aceste schimbări care pot da o cu totul altă paradigmă, o cu totul altă viziune de viață pentru noi în acest moment. Pentru berbeci, îngrijorările pot fi legate de, pentru unii mai mult de sănătate, deși stau bine pe fizic pentru că au Jupiter și Uranus în zona puterii, a energiei, a forței, a puterii de a face lucruri, deci pe corp ar sta bine. E adevărat că Uranus aduce schimbări și Jupiter înțelepciune. Și acolo unde este cazul, mulți berbeci se pot simți în formă și doresc să-și păstreze această formă și pot fi interesați de un stil de viață. Însă berbecii care n-au fost foarte grijulii au această lună neagră care îi poate face, cum nu sunt ei de obicei, deci este doar o fază, un pic mai ipohondri sau mai atenți la sănătatea lor, un lucru foarte bun, pentru că realizează ce este toxic din conduita lor de viață, alimentație, relații, mediu de lucru sau chiar profesie și pot ajunge la ideea că îi ajută Jupiter și Uranus să facă niște schimbări îndrăznețe și profesional, ca să aibă condiții mai bune de lucru, să facă o muncă ce le place și poate pentru mulți berbeci este un trend care de multe ori i-a stimulat pe berbeci, de multe, 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 multe luni el este pornit, dar nu toți berbecii au marșat pe el. Și poate fi așa un fel de cuțit la os, o săturare, m-am săturat să mai chinui în contextul ăsta și pot face niște schimbări foarte frumoase și foarte curajoase, care sunt bine gândite financiar, le pot aduce bani, deci schimbări profesionale. Pe de altă parte, de stil de viață cu totul, nu e doar schimbarea unui loc de muncă cu altul sau o activitate cu alta, ci schimbări mai de ambergură care le moderează și orarul, dar și stilul de viață. Rămâne de văzut dacă au idei în această iarnă sau doar încasează nemulțumiri în această iarnă și fac schimbarea în primăvară. Pentru Tauri, această nemulțumire poate fi legată de libertate și de creativitate.
Nemulțumirea poate avea loc sau poate fi provocată de relațiile romantice care ar vrea să se exprime mai liber și în intimitate și sexual, dar și în legătură cu felul lor de a trăi viața. Foarte importante în relație sunt pasiunile și hobby-urile pe care vor să le împărtășească cu persoana dragă. Și cumva se atașează de o persoană cu care au multe lucruri de împărtășit. De aceea caută universul comun, pasiunile comune, preocupările comune, ceva ce le trezește palpitul și lor, dar și partenerului de viață. Au nevoie de un camarad umăr la umăr cu ei, să creadă în ei, să fie stimulat de ce îi stimulează pe ei, să fie încântați de ce îi încântă și pe ei. Pe de altă parte, deci asta este foarte important, să aducă pasiune în viața lor. Să aducă joc în viața lor și aici vorbim mai mult de taurii părinți. Cei care au copii pot descoperi dificultățile, limitele lor, fricile lor în creșterea copiilor, în sensul că poate unii nu se cred părinți buni, își reproșează niște greșeli, dar asta nu arată de fapt că pot învăța, pot corecta, pot deveni mai buni, pot deveni mai buni sfătuind și pe alții care greșesc acum așa cum au făcut-o ei. Și asta poate fi o cale de viață sau chiar o cale de studiu și profesională. Pe de altă parte, cei care nu au copii pot să se teamă de perspectiva de a avea. Pot fi îngrijorați că ar putea să apară copii, mai ales dacă partenerul de viață insistă, se creează discuții în perioada asta, în lunile astea. Așa că este o lună neagră care maturizează mai ales pe cei care vor să ocrotească ceea ce iubesc. Idei, planuri, activitate, dar și copii. Pentru gemeni, e o lună neagră care aduce o mare nevoie de stabilitate, echilibru și un cămin, una acasă care le priește. Și caută această acasă gemenii și pot avea sentimentul în aceste luni că nu-l găsesc, că nicăieri nu le este bine, că nicăieri nu sunt primiți așa cum ar vrea, că chiar dacă au un loc unde oamenii îmbrățișează sau locul copilăriei sau alături de părinți, nu regăsesc acolo, nu simt că au contribuit, nu simt că le priește 100% sau că e al lor 100%, că este locul de unde au pornit, dar nu locul pe care l-au creat și au această nevoie de un loc al lor, și fizic, dar și emoțional. Și de aceea, prin opoziția cu Saturn și cu Neptun, pot avea de multe ori claritatea că poate nu au știut să-și aștearnă acest loc, că poate au făcut greșeli. Și poate pot fi luni în care se împacă cu trecutul lor, cu oamenii de care s-au separat sau măcar pot să înțeleagă retroactiv comportamentele, gesturile și deciziile pe care și ei le-au luat într-un context sau le-au provocat pe celălalt să le ia. Aspectele bune cu Uranus și cu Jupiter indică faptul că, mai ales după anul nou, pot face niște schimbări îndrăznețe. Unii revin acasă, alții își găsesc una acasă peste mări și țări, dar cu care se acomodează și au lucrurile așa cum sunt, pentru că ei sunt plimbăreți și mulți gemeni iubesc să călătorească sau chiar să stea o vreme în afară. Un afară care nu pe mulți îi mulțumește, nu se integrează de plin, dar luna neagră spune în aceste luni, ia lucrurile așa cum sunt și ia ce e mai bun din locul în care tu te afli, integrează-te fructificând acele aspecte pozitive. Pentru Raci este o ipohondrie legată de adevăr și de justiție. Au sentimentul că toate informațiile sunt false, că nimic nu e adevărat, nu stă în picioare, că mărturisirile nu sunt sincere. Pot face foarte multe investigații cu această prezență a lunii negre în Fecioară pe toate domeniile. Luna neagră, în general, activează pentru Raci actele profesionale. Își fac mapa cu diplome, cu autorizații, cu avize, cu tot felul de examene luate, licențe luate și care probează cunoștințele lor, expertizele lor,
priceperea lor. Și au nevoie de toate lucrurile acestea, mai ales dacă vor să se lanseze în proiecte noi, activități noi, colaborări noi. Deci, pe de-o parte, această lună neagră îi face foarte scrupuloși când e vorba de acte, foarte atenți, mai ales dacă sunt nepuse la locul lor, amânate, întârziate examene. E bine să se gândească să-și facă mapa completă. Unii se pot gândi chiar să studieze și pot regreta că n-au făcut la timp niște studii, că le-ar fi plăcut, dacă au luat alte decizii atunci și că acum e târziu. Li se potrivește racilor o schimbare de 180 de grade chiar și la vârste avansate, o schimbare de profesie, o schimbare de acțiune, de rol și se pot gândi că chiar dacă a trecut mult timp, de ce să petreacă acest timp regretând în loc să fie curajos și chiar la o vârstă avansată să studieze ceea ce le place mai mult. Și au toate șansele să facă lucrul ăsta. Este o schimbare și de colectivitate dacă se hotărăsc. Oameni noi cu pasiune asemănătoare și pot fi încântați de acest nou mediu prin care pătrund datorită studiilor și preocupărilor pe care le-au. Pentru lei, luna neagră poate aduce până la început de iulie anxietate în legătură cu banii. Chiar dacă îi fac, se pot teme că poate nu o să-i mai facă. Dacă îi fac, se pot teme că nu-s destui, că nu acoperă. Sunt grijuliți și prudenți, însă luna neagră îi învață să speculeze chiar și micile ocazii la care altădată nu s-ar fi uitat, pentru că nu le aduce o sumă mare, spectaculoasă. Și luna neagră spune, știi, chiar și micile ocazii adunate, pusă una lângă alta, să știi că înseamnă mult. Ia gândește-te tu și din micile tale abilități, cum ai putea să le pui în valoare astfel încât să câștigi și din alte dibăcii pe care tu le ai. Iar aspectele foarte bune pe care luna neagră le formează în primăvară cu Uranus, chiar în zona carierei plasat, poate să le dea o idee nouă de afaceri, poate să le dea ideea unui proiect nou, să vină cu soluții creative la locul de muncă, să-i surprindă pe colegi și pe șefi prin viziunea pe care o au, să-și facă o afacere nouă unii dintre ei sau pur și simplu să schimbe 180 de grade actuala activitate și mai ales rol pe care îl au. Să iasă dintr-un context, să-și creeze un altul. Și nu atât pentru că sunt nemulțumiți financiar de cum merg lucrurile, neapărat pentru mulți dintre lei, ci mai ales pentru că își doresc cu această lună neagră în fecioară o activitate care să le facă bine, să nu le consume toată energia, tot timpul, să nu-i strivească, să nu-i sufoce, să nu depindă prea mult de niște colaborări care sunt greu de gestionat. Deci, aceste criterii îi pot inspira pe lei anul viitor, în primăvară, să facă o schimbare foarte îndrăzneață, nu numai de activitate, ci și de rol, rol în societate, să livreze alte servicii în jurul lor și să-și câștige o reputație minunată prin alte acțiuni pe care le fac. Pentru fecioare, pentru că luna neagră este chiar în semnul lor zodiacal, trec printr-un mare test de autodepășire, de înțelegere, de autoanaliză. Luna neagră, în general, când se fixează în semnul nostru zodiacal și a mai fost acum 9 ani în harta fecioarelor, deci pot să se gândească cum au traversat acum 9 ani acest tranzit al lunii negre prin semnul lor zodiacal. Poate aduce nemulțumire de sine. Regrete, sentimentul că am întârziat, că n-am făcut la timp, că nu sunt bun, că nu sunt în stare, că acum e târziu să mai fac, să mă mai apuc. E adevărat, este justificat astrologic să aibă astfel de sentimente de nebucurie, să zicem, sau nemulțumire de sine, mai bine spus, dar toate acestea au un scop constructiv. Dacă se simt neînstare sau prea târziu să mai facă niște lucruri, trebuie să ia lucid, prezent, practic, prezentul așa cum este și să vadă cu ceea ce este, că sigur mai este, dacă au atâta minte și atâta gură să spună că n-au făcut și că nu sunt în stare, atunci cu siguranță mai au destulă forță. Să valorifice ceea ce este în prezent în modul cel mai inteligent cu putință. Cu alte cuvinte, li se cere să facă din puțin mult. Să fructifice acolo unde nimeni nu vede și nici ele nu văd o resursă, să scormonească mai bine și să găsească un licăr pe care să-l transforme în vâlvătaie.
Cum vor face lucrul ăsta? Acceptând eșecurile care au fost până acum, întârzierile, lașitățile și nefăcuturile de până acum. Acceptându-le că da, sunt. Și din cenușa ceea ce este să sufle bine în cărbun, pentru că pot ieși lucruri extraordinare. Când? După anul nou. Atunci când luna neagră formează aspecte cu Uranus, le vin idei extraordinare și își pot valorifica cunoștințele și studiile, unele noi, minunat. Pentru balanțe, o lună neagră în Fecioară, plasată în harta balanțelor într-o zonă foarte discretă și aproape inactivă. Deci este o perioadă în care realizează, mai ales în jurul lor, ce nu se face, ce nu se poate face, ce nu se face bine. Pot sesiza la alții pierderi, împiedicări, opriri, dificultăți. Nu pot interveni și nu pot salva. Chiar dacă ar ști cum se dreg lucrurile, nu înseamnă că ceilalți acceptă sau că mai este loc pentru îndreptare. Pe unele balanțe asta le poate răni și întrista. Altele, văzând ce se întâmplă în jurul lor, nu găsesc soluții, ele care de obicei sunt atât de lucide și atât de organizate încât la orice văd o soluție. Dar nu întotdeauna vremurile sau situațiile sunt pentru a fi soluționate, ci pentru a învăța să trecem, să traversăm cu pieptul înainte, catastrofe, pierderi, așa numite catastrofe. Ele se sesizează în jurul lor că poate unii nu știu să-și îndrepte greșeli, nu știu să-și îndrepte viața, nu vor să ia decizii constructive, nu vor să participe la lucru în comun pozitiv care ar aduce foloase pentru toată lumea. Se sesizează astfel de lucruri, își bat capul și nu găsesc soluții sau nu le pot impune, nu pot lua de guler pe cei din jur. Și asta poate fi o durere. Care este soluția pentru ele? În primul rând să accepte lucrurile astea cu seninătate. E o înțelepciune aici în acceptarea pierderii. Pe de altă parte, în primăvară vor înțelege că oamenii se pot ridica singuri dacă știi cum să fii alături de ei în pierdere. Și acolo, din această inteligență și spirituală prezență, poți oferi fără să-ți dai seama forță, putere, alinare, faptul că îl vezi, îl înțelegi pe celălalt și este suficient să se ridice celălalt. Pentru Scorpion este o lună neagră care îi poate face suspicioși în legătură cu mediul în care trăiesc. Ori nu sunt siguri cum să se impună, cum să se integreze, cum să facă parte, care e rolul lor, ce au ei de adus în mediul în care, din care fac parte. E vorba de mica societate din care fac parte. Și au, mai ales dacă au întâlniri, dacă au solicitări, au invitații, această lună neagră îi poate face ezitanți sau stângaci. Sau nu știu care e protocolul, care e eticheta, cum să se poarte, cum să facă față. Unii nu știu dacă e nimerit să facă parte din colectivitate, nu știu, să se pitească sau să participe. Și cum să participe? E vorba de comunitatea în care trăiesc, vecinătățile pe care le au, grupurile din care fac parte sau care se formează și nu știu dacă e locul lor acolo sau cum să pătrundă. Însă aspectele minunate care se formează în primăvară cu Uranus le dă un curaj extraordinar. Își pot înfrânge timiditatea, mai ales dacă participă la evenimente inedite, acolo unde nu au experiență, trebuie să vorbească în public sau trebuie să susțină o anumită idee care ei simt că este pozitivă, este fructuoasă. Sunt chemați la rampă în primăvară. Ori sunt invitați, ori ei vor să se bage pentru că simt că este necesar rolul lor de a spune ceva, de a iniția, de a aduce idei, de a aduce valoare cumva prin prezența lor și prin vorbele lor. Și un act de curaj și îl vor face și vor face foarte multe valuri, foarte bună impresie prin lucrurile pe care ei le învață și le transmit celor din jurul lor. Și au toate șansele să iasă în evidență într-un mod absolut pozitiv și foarte meritat. Pentru săgetători pot avea trac în legătură cu relația cu autoritățile sau cu șefii, deci în carieră. Este o lună neagră care îi face să bată un pas înapoi sau să fie un pic nesigur dacă au responsabilități, au funcții, au roluri mai mari sau un rolul pe care ei deja îl au, dar în care simt că nu se mai descurcă sau începe să le displacă. Și nu știu, să renunțe sau să meargă în față cu mai mult curaj și cu mai mult aplomb. Dar deocamdată pentru lunile acestea de iarnă, sentimentul poate fi că
nu e locul lor acolo, că e prea mult, că nu știu exact cam cum merg lucrurile, că poate nu-s de acord cu ce fac șefii sau ce ordine dau șefii, sau că lucrurile nu prea sunt echilibrate, echitabile pentru toată lumea, că unii sunt favorizați, alții sunt defavorizați de anumite contexte care se creează la locul de muncă. Pe de altă parte, în legătură cu actele, cu legea, pot avea tot felul de stângăcii și tot felul de jene dacă li se trebuie să respecte anumite norme, reguli, care nu toate se justifică, prin care pierd timp, birocrație prea stufoasă, prea multe zale până la capătul lanțului și se pierde inutil energie și timp prin asta. Însă în primăvara anului următor, așa după sărbătorile de iarnă, aspectele bune care se formează, pe de o parte le dă curaj, dar mai ales idei ingenioase, practice pentru lucruri pe care îl fac. Cu niște schimbări vin, cu niște soluții foarte inedite, originale, cu mult curaj, cu mult verb, dar și cu multă claritate. Și fie fac ei schimbările și toată lumea se ia după ei, fie ei schimbă locul dacă nu le place și nu pot să se manifeste acolo unde sunt. Pentru că Capricorn, această lună neagră în Fecioară, pune probleme mai mult filozofice. Credințele lor, principiile după care se ghidează și care nu mai funcționează. Sau în lumea în care ei trăiesc, în mediul în care ei trăiesc, aceste valori morale și spirituale pe care le au, sociale, familiale, nu funcționează. Sau nu pentru toată lumea funcționează și trebuie să facă loc și pentru alte idei. Li se par nesănătoase, li se par incorrecte, li se par că nu duc nicăieri decât în prăpastie. Și totuși ele există și au adepți. Și luna neagră le dă o sensibilitate la integrarea, acceptarea, dezbaterea ideilor altora sau ideilor care circulă prin lume și care sunt îmbrățișate de unii și alții. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, mai pot fi probleme până undeva prin martie în legătură cu acte profesionale, norme profesionale, reguli profesionale care se schimbă sau sunt adaptate prea flexibil și prea interpretativ și pot avea dezbateri și nu știu exact cum să abordeze, pentru că e foarte alunecos subiectul sau oamenii cu care discută sau instituțiile și instanțele cu care discută interpretează strâmb sau cu totul altfel decât ei se așteaptă anumite reguli, norme, legi. În schimb, în primăvară, aspectele bune care se formează le aduce fie un sfătuitor foarte bun, fie dau de un capăt, un fir de ață, un argument pe care merg și care îi ajută să clarifice, să ordoneze informații, acte, hârtii, demersuri și să reușească. În plus, tot în primăvară, o reușită poate avea legătură cu o idee de un proiect nou, activitate nouă pentru cei care vor niște schimbări și pot colabora cu copiilor pe anumite proiecte. Pentru vărsători, luna neagră prin Fecioară poate viza sănătatea pentru mulți vărsători și pot fi situații în care poate regretă că n-au făcut la timp niște lucruri, că nu și-au dat seama de niște semnale. Își pun destul de multă cenușă în cap, poate că țin și un regim mai strict sau fac niște, iau niște măsuri mai radicale. Însă, după anul nou, lucrurile încep să, și dacă o fac, după anul nou, lucrurile încep să se îmbunătățească, iar progresele pot fi foarte rapide, cu schimbare de 180 de grade de azi pe mâine. Nu se pune atât problema unei intervenții chirurgicale, de exemplu, cât a unei conduite stricte, pe care dacă o abordează, atunci sănătatea poate fi recuperată aproape instantaneu, după o vreme când măsurile astea sunt luate. Pentru alții se pune problemă financiară, pentru alții vărsători. Și pot fi îngrijorați de felul în care gestionează banii, nu banii pe care îi câștigă, pentru că aici câștigurile pot exista în continuare, ci mai ales cum sunt gestionate investițiile care se fac, depozitele financiare care s-au făcut, cum au acces la anumiți bani împreună cu partenerii de viață sau colaboratorii lor
și poți fi nemulțumiți, însă din primăvară, aspectele bune indică o colaborare bună, un proiect bun, un parteneriat foarte bun pe care îl pot face cu cineva și care poate aduce bani. De asemenea, bunuri, avere comună pe care o pot gestiona, o pot manageria în avantajul lor. Că primesc o moștenire, că o au și o valorifică. Că vând un bun pe care l-au în avantajul lor, dar există bani în primăvară. Pentru pești, luna neagră poate activa mai veche anxietate legată de imaginea publică, perfecțiunea imaginilor, cum sunt percepuți de ceilalți și sunt foarte preocupați să fie impecabil. Ori această impecabilitate este imposibilă cu luna neagră, sigur greșim undeva, ne atrage atenția că avem limite, că suntem și noi oameni, nu suntem roboți, iar pentru pești asta este o lecție. Da, vor să facă lucrurile bine, legătură cu ce și-au propus. Uneori, dacă nu le fac perfect, nici nu se mai apucă de ele și cad în delăsare. Și avem de-a face cu două tipuri de pești. Unii sunt muncitori până la sacrificiu și dedicați până la sacrificiu. Alții, dacă condițiile nu sunt perfecte, sunt toxice, lucrurile nu decurg cum vor ei, se pot delăsa și nu se debarasează. Nu îi mai interesează nimic. Această lună neagră este un test. Da, lucrurile nu sunt perfecte, oamenii nu sunt perfecți, conjuncturile nu sunt perfecte și totuși trebuie să mergem înainte, făcând noi tot ce se poate mai bun într-o situație dată. Și unii pot să se confrunte cu faptul că oamenii nu-i consideră perfect, au tot felul de constatări, de bârfe sau, eu știu, de aprecieri sau poate nu devalorizatoare. Asta este să ia lucrurile ca atare și să meargă cu talentele lor, cu capacitățile lor, cu crezurile și cu munca lor mai departe. Alții pot fi dezamăgiți de o colaborare, se pot simți trădați, exploatați, nerespectați, poate mai află câte o vorbă, câte o indiscreție, cineva le mărturisește ceva. Deci relațiile personale acolo poate fi buba, dar în primăvară își pot reveni văzând fie ce e bun și luând ce e bun de la celălalt, fie schimbând macazul, rupând relațiile, făcând alte parteneriat. Să ne fie bine tuturor!